Prima ediție a Cupei Europene de Triatlon de la Mamaia deschide șirul evenimentelor din extra sezon. Dacă până mai ieri pe Bulevard mărșăluiau carele alegorice, la sfârșitul săptămânii a fost organizată o acțiune care a scos lumea să facă sport în aer liber la doar câțiva metri de mare. Am promis că stațiunea Mamaia nu va fi doar o stațiune pentru distracție și destrăbălare. Va fi pentru așa ceva în iunie, iulie, august, însă luna mai și luna septembrie va fi o stațiune dedicată sportului. Și oricum este bine să faci sport în permanență, chiar și când mergi la club, sâmbăta, duminica, trebuie să faci o cură de sport. Cei aproape 90 de sportivi profesioniști prezenți la linia de start a competiției au reprezentat 30 de țări de pe 4 continente. În proba masculină au fost înscriși 58 de participanți, iar în cea feminină 28. Avem proba olimpică, de această dată este vorba de profesioniști, sunt elit feminin, probă care doar ce s-a încheiat, după cum ați văzut, și elit masculin, sunt 1,5 km de notat, sunt 40 de km pe bicicletă și 10 km de alergare. Sunt sportivi profesioniști din 30 de țări, sportivi care au venit aici la Mamaia, la prima etapă a Cupei Europei care se organizează vreodată în România, să adune și puncte pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Astăzi vom avea și doi reprezentanți în proba masculină, dintre care unul, Ciprian Bălănescu, vrea să termine măcar în primii 10. Duminică la Mamaia a avut loc startul categoriei Elite Women, la care au participat sportive din 30 de țări. În concursul feminin s-a impus ucraineanca Iulia Elistratova pe locul 3 și 4, clasându-se două rusoaice, Elena Danilova și Anastasia Abrosimova. I'm very glad to bring this victory to my country. My mother came here with me to Mamaia, and also there are some more Ukrainians here, and they brought the flag, so it was really enjoyable to finish with the national flag. Proba similară masculină a fost câștigată de doi sportivi din Rusia și unul din Portugalia. Vom avea o școală de karate.